Bună seara, prieteni! Suntem din nou în legătură directă, am vrut să zic telefonică directă, eu de informație de la radio. Suntem în legătură directă astăzi, în live, în podcastul meu, în vitrină, de pe strada Lucian Blaga. Cum se vede odată ce treci cu mașina sau dacă ești în mers, poți remarca undeva aproape de intrarea în liceul pedagogic o fereastră care e bine luminată pentru că este foarte, foarte atractivă din punct de vedere a felului în care lumina emană în afară. Dar pentru că acesta a fost preambulul felului în care noi ne prezentăm din locația unde suntem, suntem de fapt într-o seară specială, sau eu sunt într-o seară specială, pentru că nu e puțin lucru ca după 37 de ani de când ai absolvit liceul să ai posibilitatea în fața unor prieteni și unor oameni care sunt atașați de podcastul În Vitrină să mă vadă și să ne vadă față în față pe mine și pe dirigintele meu, Anton Ilica, căruia îi spun bun găsit și îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația. Îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația și subliniez cuvântul mulțumesc pentru că este Ziua Internațională a Cuvântului Mulțumesc. Nu știu dacă aș știu treaba asta. Și știu și etimologia cum ar veni, pentru că am citit-o astăzi la radio, citind o știre, provine din la mulți ani. La mulți ani s-a topit încet, încet în mulțam, mulți ani și de acolo mulțumesc. Interesant. Da. N-am vrut să vă întind o capcană. Încerc niște emoții aparte. De ce? Pentru că e una să fii într-o bancă, într-o sală de clasă în 1986 și alta să fii oarecum la același nivel la o discuție pe care mi-o doresc în primul rând amicală și de suflet. Așadar, Anton Ilica este astăzi invitatul meu la Seniori ai Aradului și cu siguranță vom avea ce discuta, fie că e vorba despre școală, fie că e vorba despre literatură, fie că e vorba despre personajul feminin în literatura românească și universală, nu neapărat, și fie că e vorba despre profesia de diriginte, pentru că Anton Ilica a avut rând pe rând generații la care a fost, la clasele cărora a fost diriginte. Așadar, haideți să o luăm cu începutul, domnule profesor. Da. Mulțumesc! Da. Mulțumesc că m-ai chemat la această emisiune. Îmi permis să spun pe nume, nu? Da, da. Da. M-ai chemat la această emisiune. Da, m-ai strânit amintiri. Erați un grup foarte bun, foarte interesant din punct de vedere umanist. Dovadă că ați ajuns destul de mulți la Teatru Ioan Slaviș din Arad. Iar în ceea ce mă privește, e o cinste pentru mine și pentru care îți mulțumesc că ești director al acestui teatru, că nu e mai mare bucurie pentru un profesor decât să se vadă realizat prin foștii lui elevi. Tu ești unul dintre succesele frumoase ale poziției mele de profesor. Da, acum trebuie să le spunem, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Trebuie să le spunem celor care ne privesc și care ne vor privi, pentru că nu toată lumea este acum în fața, să zic, a canalului La Strada TV. Emisiunea rămâne fie pe La Strada, fie pe YouTube, unde vă invit să urmăriți canalul La Strada. Să le spunem că profesor Ilica mi-a fost diriginte 2 ani de zile, timp în care am intrat într-un spirit al acestei colectivități, clasa de filologie istorie, Liceul Industrial numărul 13, astăzi Colegiul Național Dimitrie Țichindeal, pe Parandia, Dimitrie Țichindeal, și în niște vremuri care au fost nu tocmai prietenoase pentru ceea ce a însemnat profilul umanist. E adevărat, însă, în ceea ce privește limba și literatura română, de fapt, în liceu am făcut mai mult literatură decât limbă. Am fost foarte conștiincios pentru că voi mă stimulați să fiu conștiincios cu voi. Mă pregăteam pentru fiecare lecție, mă pregăteam pentru fiecare interactivitate cu voi, iar voi erați adorabili. Când zic voi, mă refer și la Bogdan Costea, mă refer și la Zoli Lovaș, mă refer și la Carmen Butariu, mă refer și la Meda, nu mai știu celălalt nume, dar și la ceilalți, pentru că erați un colectiv foarte unit și împreună cu voi ne-am dus și în foarte multe excursii, foarte multe activități, ne-am dus la Straja, ne-am dus peste tot unde am învățat schiul, unde am învățat să socializăm, unde am învățat să bem împreună, unde am învățat să fim prieteni. Da, pe vremea aceea să bem împreună era un lucru destul de vitejesc, pentru că nu puteți să-ți permiți asta să faci cu profesorul și mai ales cu dirigintele tău, dar... Mă refer la Cola și
apă da, minerală. Bun, acum putem să spunem că cu atâția da. Ani parcă nici nu se mai pune. Și ar mai trebui să spunem că atunci profesorul și dirigintele Antonie Lica era de fapt un prieten al nostru și un apropiat. Era un soi de coleg mai mare, pentru că avea un spirit libertin care nu l-avea orice profesor și acesta era puțin confundat cu idealismul, cu sensibilitatea, cu aplicarea către carte și lectură. Așa era? Așa e și mi-amintesc că la un moment dat l-am imitat pe Călinescu, l-am citat pe Călinescu și spuneam: Bogdan Costea, să batem câmpii cu grație la literatură. Și tu m-ai întrebat: domn profesor, dar ce înseamnă asta? Păi zic, uită-te în colțul acela, vezi ceva? Nu. Ei, vorbește despre colțul acela unde nu se află nimic 10 minute. Și în felul acesta v-ați format discursul, v-ați format capacitatea de improvizație, care, iată, se folosește și pentru teatru. Dar nu, eu chiar acum, din discuția pe care o purtăm, încerc să înțeleg, de fapt, felul în care noi, oamenii de televiziune, știm să umplem timpul spunând multe vorbe care probabil că sunt lipsite de fond, dar dau bine ca și formă. Acum nu vreau să vorbesc de un lucru, să zic, care nu ne onorează, respectiv faptul că vorbești doar ca să umpli timpul fără să spui nimic anume. Dar sunt momente în care e nevoie de acest tip de improvizație și acest tip de improvizație ține și de o parte de, hai să spunem, uzanțe, de exercițiu, de lectură, de talent, de aplecare și de felul în care știi să faci față situațiilor. Găsești, sau toate la un loc. Găsești cuvântul, cum spunea Eminescu, da. Ce exprimă adevărul. Adică întotdeauna să fii pe fază, să găsești cel mai potrivit cuvânt care să exprimă starea sa sufletească în acel moment. Credeți că așa se poate naște și competența în ceea ce înseamnă scrisul în zona poeziei? Adică de la acest idealism, de la această multă vorbă, multă cunoaștere în ceea ce privește idealuri. Da, eu sunt un vechi recitator de poezie și voi vă recitam foarte mult și voi îmi recitați. Va veni și mult. Momentul acela, pentru da, că avem aici da, ce da, trebuie. Da. Acum fac cronică multă la poezie, înțeleg sensul actual al modului de versificare și de poetizare, însă trebuie să înțelegem că poezia se află într-un moment de progres care evoluează mai rapid decât capacitatea noastră de a înțelege. Poeții, poate că ați avut invitați și poeți, poeții sunt cei care dau valoarea limbajului, valoarea stilistică, valoarea de frumusețe a limbii române. Păi să luăm Eminescu, pentru că văd că l-ai aici. Păi cine ar putea să spună mai frumos decât formula fulger neîntrerupt? E, numai un poet putea să facă asta. Dar față de limbajul de lemn, asemenea exprimări, e, cum se spune, floarea de la butonieră. E partea frumoasă a limbajului. Că, uite, la ora actuală, limba engleză, cel puțin limba engleză care se folosește, nu are virtuți poetice. Probabil că există la nivelul limbii engleze altă limbă paralelă oarecum, limba artistică. Limba română are o capacitate extraordinară de a poetiza starea sufletească a omului. Mai mult ca oricare limbă? Sau nu. Sună bine, sună bine română, sună bine și franceza, e extraordinar de poetică. Chiar engleza? Și engleza. Engleza, da, și engleza. Sigur că nu-l putem ignora pe Shakespeare. Uh-huh. Limba rusă? Foarte muzicală, limba sârbă foarte muzicală. Da. Limba maghiară probabil că mai puțin, dar și acolo sunt niște poeți. Sigur, și acolo, da. Domnule profesor, haideți să dăm puțin timpul înapoi, puțin mai mult și să ne întoarcem în anii de copilărie, adolescență. Da. Cum au fost aceia? Pentru că noi aici la Seniora Aradului discutăm de personalitatea invitatului meu și oarecum atingem niște puncte. Asta ca cei care ne privesc să știe că nu suntem... Dacă ar trebui să fac o scurtă biografie, eu am venit de la țară, din Tăgădăul meu, de lângă Beliu Ineu, unde până am sosit în Arad la liceul pedagogic ca elev, eu n-am văzut o carte decât manuale, n-am auzit decât vorbe hăi, scea, măi, tu și așa mai departe și dintr-o dată a trebuit să recuperez timpul.
să recupereze. A fost o ambiție a dumneavoastră sau a fost o ambiție din cadrul familiei? Nu știu, că mama mi-a zis, tu nu ești bun de muncă, ești slăbuț, fără putere, tu te faci ori popă, ori dascăl. Și cum... Era un drum pe care vi l-a trasat? Mi l-a trasat mama, că nu eram prea inocent atunci ca să pot să am opțiune. Dar după ce am ajuns la Arad, am început să conștientizez două lucruri. Că pentru a fi un om moral, cum spunea mama, adică om de treabă, am nevoie de două lucruri. O dată de sănătate corporală și în al doilea rând de sănătate mentală. Și mama, care nu era cu școală, avea mare încredere în carte. Zice, uite, eu n-am avut ce să citesc, dar tu citește. Și am început să citesc, să devin printre cei mai buni la liceul pedagogic. Am avut singurul bacalaureatul luat la pedagogic după 6 ani, cu 10 la română. A fost cititul cel care v-a ajutat? A fost cititul cel care v-a ajutat? E, foarte mult. E foarte important citeam, pentru mulți. Da, eu citeam atunci pe George Călinescu, istoria literaturii române de la origini până în prezent, o istorie critică oarecum a literaturii, care prezenta literatura chiar de la origini, chiar până în contemporaneitate, pe sub plapumă, nu că era interzis, pentru că nu era o carte, și atunci ceilalți voiau și ei să o citească și eu cu un prieten ne băgam sub o plapumă și o citeam. Dar cert este că am citit extrem, extrem de mult și după ce am ajuns profesor la voi, am fost un permanent cititor, un necontenit analist al limbajului și pentru mine fiecare lecție însemna o pregătire, o numesc lecție, însemna o pregătire specială. Eu mă pregăteam special pentru fiecare lecție. Deci asta, lectura stă la baza culturii mentale. Când spuneți că vă pregăteați special pentru fiecare lecție, asta este un lucru pe care era o deprindere a unor dascăl de la vremea aceea sau este un moment în care trebuie să cumpănim toți? Eu cred că și dascălii mei au influențat, întrucât la liceu pedagogic ne spunea, tu vei fi viitor învățător. Deci trebuie să fii foarte bine pregătit. Și atunci dascălii noștri au fost modele din toate punctele de vedere. Și dascălul de biologie ne îndemna să citim, și cel de educație fizică ne îndemna să citim, și cel de... Asta nu pot să cred, chiar așa era? Da, pentru că făceam metodica educației fizice și trebuia pentru asta să citim. Deci toți ne îndemnau să citim. Plus că aveam, fiind în cămin, aveam în fiecare zi meditații organizate de câte 3-4 ore de după masă, când puteam învăța lecțiile rapid și după aceea ne lansam în lectură. Mai ceva ce nu știu e că eu cu librăria, aici era o librărie dincolo de liceul pedagogic, m-am angajat să duc cărți către elevii de la liceul pedagogic, le vindeam lor și ei îmi dădeau la sfârșitul lunii câteva cărți pentru... Deci era partea antreprenorială pe care o aveți și care vă ajuta pe, mai departe să aveți un ban în buzunar, bănuiesc. Iar după aceea, când am făcut facultatea de filologie română-franceză... La Cluj? La Timișoara. La fel am citit foarte, foarte, foarte mult, trebuia să mă pregătesc. Aveam și lecții la clasă, pentru că eram profesor și mă pregăteam pentru facultate. Apoi a venit doamna Lizica Mihuț, care mi-a zis... Pe care o salutăm dacă se uită sau se va uita. Pe care mi-a zis, tu vii la universitate și îmi faci facultate de pedagogie. Dar doamne, dar cum să las eu directul la liceul pedagogic? Vii la universitate să vezi că e mai bine. Și... M-am înscris la doctorat la Cluj-Napoca, la științele educației și așa am ajuns să predau altceva. Dar după aceea m-am reîntors la literatură. Iar acum fac publicistică. În fiecare săptămână, în presa bucureșteană, în presa locală, mă apar 2-3 articole. Citesc, ca să scriu un articol e nevoie să citești, inclusiv pe Gheorghe Schwartz l-am citit, care are romanele acelea, cei 100 cu... 5.556 de pagini,
și așa mai departe. Adică, dacă a fost aici, a stat în locul pe care stați dumneavoastră, da, a fost la noi. Și am avut o seară foarte frumoasă, foarte agreabilă, așa cum îmi place să cred că și această seară deja este, având în vedere că deja am găsit niște puncte comune în discuția am vorbit numai despre mine până acum. Păi nu, emisiunea nu este, podcastul nu este despre mine. Eu sunt în fiecare săptămână, lumea mă vede, deja mi-a pus, ca să spun așa, eticheta în felul în care eu îmi dezvolt podcastul, dar voi putea să vorbești despre mine dacă la un moment dat inversăm rolurile. Da. Te întreb eu. Da. Domnule profesor, au fost anii aceia de, hai să spunem, să nu folosim un clișeu lingvistic de tristă amintire, dar au fost niște ani destul de dificili în ceea ce privește felul în care învățământul românesc de profil umanist se manifesta în anii 80. Cum bine am mai spus, o clasă de filologie, istorie, practic era o floricică cu care se făcea sau nu se făcea primăvară? Eu m-am simțit mult mai bine, evident, mult mai bine la clasele de filologie. Și să știți că nu a fost, chiar după ce am ajuns director, nu am făcut diferențiere între profilul mecanic, s-a și dispărut profilul mecanic după aceea, filologie și pedagogic. Adică voi vă pregăteați pentru o carieră folosind cuvântul. Profesor de română, în biblioteconomie și altele. Nu erați cu nimic mai slab, cel puțin așa am perceput eu, cu nimic mai slab decât alții. Cei de la mecanică aveau preocupările lor, cei de la economic preocupările lor, dar voi la filologie știați ceea ce vreți să faceți. Adică voi lucrați cu cuvântul. Ați fost niște copii adorabili, foarte buni. Că sunt anumite, contează foarte mult, și vă spun din experiența de profesor, contează foarte mult și colectivul din care faci parte. Ai o clasă bună, faci parte dintr-o clasă preocupată de profilul respectiv, fiecare individ este valoros. Așa că și voi, sau profilul acesta filologie, n-aș putea spune că putem să-i dăm o notă de clasificare mai slabă decât altele. Sunt clase și de alte profiluri slabe, dar voi nu ați fost slabi, voi ați fost chiar foarte buni. Da, noi eram buni pentru că probabil că eram foarte, foarte puțini, poate că eram vârfurile celor care urmau o cale umanistă într-o dezvoltare și într-o formație umanistă, dar felul în care am adresat eu întrebarea era legată de faptul că erau foarte puține clase de uman în contextul pregătirii generale a liceului. Acum, cu siguranță că vă amintiți, să amintesc arădenii, că Aradul rând pe rând a început să devină un oraș industrial. Încât acum, după ce au dispărut toate industriile, s-ar putea face cel mai frumos muzeu al industriei arădene, dacă ar vrea cineva. Pentru că orașul Arad, spre o deosebire de orașul Timișoara sau chiar Oradea, care erau deja centre universitare, noi eram profilați pentru dezvoltarea industriei. De ce erau mai multe clase de alt profil decât cele umaniste? Dar eu nu aș spune că voi ați fost, sau clasele de filologie au fost altfel decât ceilalți. Voi v-ați trăit tinerețea foarte frumos. Tinerețea în interiorul cuvântului, în interiorul literaturii, în interiorul poeziei. Ați avut o viață mult mai boematică decât alții. Boematică și nu problematică. Da. Eu aș vrea să mai fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că elevul zilelor noastre, adolescentul zilelor noastre, astăzi fuge mai degrabă către un profil umanist ca să scape de matematică. Astăzi matematica a devenit o mică sperietoare pentru mulți dintre cei care parcurg anii de formare, atât la gimnaziu cât și la liceu. Nu vreau să vorbesc cu păcat, dar se observă o tendință de genul acesta și atunci locul în care, să zicem, tânărul optează pentru a trece dintr-un ciclu în altul este mai degrabă cel umanist și ca o formă de salvare de a nu face atâta matematică. Credeți în asta? Perfectă dreptate. Așa este, da. Așa este, dar aici e vorba de sistemul de învățământ total greșit pe care mergem de câțiva ani, de 20 de ani.
Deci mergem pe o cale greșită, inclusiv cu bacalaureatul, inclusiv cu camerele astea de luat vederi la examene, adică nu mai ai niciun fel de încredere, adică ei plagiază în fel și chip și tu nu mai ai încredere într-un elev. Asta este foarte neplăcut. Și ce îmi spune mie faptul că 50% dintre elevi promovează bacalaureatul? Asta nu e o cinste pentru o școală. Din contră. Promovarea 50% din bacalaureat, că în ultima vreme cam asta e, 50-60%, nu este o notă bună. Nepotul meu a făcut în America liceul și a terminat bacalaureatul, care l-a început în clasa ultimă. Deci, nu în final, ci când a fost ultima zi de școală, bacalaureatul a fost luat. Nu este un stres, nu este o problemă, este o barieră de trecere, dar nu dificilă. Deci să înțeleg că în sistemul american de învățământ, bacalaureatul este un proces de lungă durată, finalizat un an. Doar... Un an. Un an. E de lungă durată față de cel durează 4-5 zile. Da, și contează și activitatea de dinainte. Ei dau niște credite, dacă au credite peste un anumit număr, alte cuantificare, bunoară, 4 este creditul cel mai mare. Dacă ai 4, nici nu mai intri în bacalaureat, nu mai ai niciun fel de examene. Bacalaureatul înseamnă la ei niște teste naționale. Restul testelor sunt teste zonale, teste pe țări, pe Tennessee, pe Texas, pe ăsta. Iar bacalaureatul teste naționale. Alea sunt trecute de majoritatea elevilor. Dacă ai căzut la bacalaureat, ai căzut din cauza comportamentului tău anticipat, nu la un examen, în fine. Comportamentul în ceea ce privește... Note. E vorba de note, da, de note. Credeam că mă referiți la comportamentul și... adecvat în școală. Da, la noi se folosește comportament pentru morală, pentru așa mai departe. Mai mult... acolo elevul are dreptul la opțiune privind materiile. El are două materii obligatorii, știință și artă. Artă, în zona artei intră literatura, limba, iar știință celelalte, care se studiază modular. Iar restul sunt opționale, opționalități. De pildă, cineva și-a luat dans argentinian. Pentru că era în lista de 90. Nici o problemă. Dacă au fost 6 elevi care au făcut acest lucru, bine. Profesorul stă în școală de la 8 sau 8 jumătate până 8 ore, până la ora 4. Adică este altfel organizat și profesorii sunt mult, mult mai implicați, nu au alte joburi, mult mai implicați în organizarea și participarea la sistemul de învățământ. Dacă ar fi să facem, cum să spun, o concluzie, să tragem o concluzie vis-a-vis de sistemul de învățământ actual și versus cel pe care l-am străbătut noi, înainte de 90, și la care eu am fost în procesul de învățare, dumneavoastră de predare, nu aș vrea să spun a fost mai bun sau a fost mai rău. Ăsta este mai bun sau ăsta este mai rău, a fost mai bun. Dar totuși, parcă nu am deprins nimic în a... dobândi în calitate, în a dobândi în maturitate. Eu m-am ocupat la universitate și de formarea profesorilor. E foarte deficitar sistemul de formare al profesorilor în România. Să luăm un exemplu. Tu urmezi facultatea de... Arhitectură. Arhitectură. Dacă vrei să fii profesor de arhitectură, faci un modul pedagogic de niște ore care e considerat o cenușăreasă în învățământ. Adică, faci pedagogie, psihologie, dar cam toți trec cu note de 9 și 10 la modulul ăsta pedagogic. Sau master pedagogic, acum se numește. Este multă superficialitate în formarea profesorilor. Tu te consideri mai degrabă arhitect decât profesor de arhitectură. Eu mă consider mai degrabă istoric decât profesor de istorie. Ceea ce nu înseamnă același lucru. Ca să fii profesor, ai nevoie de metodă, de empatie, de simpatie, de un comportament de cooperare cu elevul. Ca să fii istoric, nu ai nevoie de aceste calități.
Deci dragostea pentru elev, dragostea pentru student, dragostea pentru profesie este un apanaj prin excelență profesurii. A avea știință foarte multă nu înseamnă neapărat să fii și bun profesor. Un matematician, Dan Barbilian se numește el, el nu este neapărat foarte bun profesor. E un bun specialist, una e să fii specialist în matematică, să fii matematică creativă și alta e să faci să fii profesor de matematică. În Finlanda, dacă permit, în Finlanda, cine vrea să fie profesor face facultatea de profesor și prin master se specializează în domeniul, în istorie, în filologie, în arhitectură, în teatru. Prin master. Nu e nevoie de, dacă vrei să fii profesor, nu e nevoie de foarte multă știință. Este nevoie de multă metodică, de multă, cum spuneam, calități special corelate pentru funcția de profesor. Deci oarecum lucrurile sunt răsturnate în sistemul de învățământ finlandez. Dar e printre primele locuri din lume, în toate clasamentele. Și cum se explică faptul că acest lucru nu este îmbrătișat și de alte sisteme? Nu, adică nu vă cer o explicație autorizată, pentru că probabil nu o dețineți, dar de ce modelul acesta, cum se vorbea de modelul suedez, nu este îmbrătișat și de România, de Ungaria? Mai știu de ce țări. Opinia mea e că sistemul nu numai finlandezi, și nordici, și Suedia, și Estonia, și Letonia au o anumită organizare. Noi ne-am luat după modelul belgian la început și după aceea n-am putut scăpa de el. Pentru că toate țările din Uniunea Europeană, din centrul Europei, au optat pentru varianta asta cu, ca și noi, cu bacalaureat A, B, cu organizare 3-3-3, procesul, celebrul proces de la Bologna. Și de aici s-a ajuns la vulgarizarea ideii de specialist, de doctorantură. Deci oricine poate să devină doctor cu condiția să se înscrie. Mulți au 2-3 facultăți, mulți au 2-3 masterate, mulți au 2-3 doctorate. Noi avem, cred că peste 100.000 de doctori, dar n-avem doctori în științe, dar n-avem știință. Și se face atâta tapaj. Doctoratul este necesar numai pentru învățământul superior. Ceilalți, cum sunt politicienii, ei nu au nevoie de doctorat. Ei chiar ca să promoveze într-o funcție, nu este nevoie să fie de doctor, să aibă titlul de doctor. De ce se chinuie să îl obțină, nu înțeleg. Și intră în procesul acesta de plagiatură și așa mai departe. Da, este un domeniu și un tărâm destul de minat, dacă vorbim despre plagiatură, pentru că aproape la tot pasul se întâlnește. Nu ăsta este scopul discuției noastre, în orice caz îmi place să cred că atingând așa, palpând zona aceasta a analizei sistemului de învățământ, sistemul educațional de învățământ românesc, am deschis o latură a discuției care mă preocupa, având în vedere că am în față nu fostul meu diriginte, și un profesor eminamente da capul al fine, care n-a abandonat corabia învățământului decât acum, de curând, prin publicistică și probabil că prin felul în care v-ați extins area de preocupare. Greșesc? Nu? Adică nu mai sunteți un profesor cu o catedră la o școală, la un liceu. Am fost în multe inspecții, se numesc. Adică atunci când obții niște promovări în învățământ, e o comisie de inspecție și am văzut ce se întâmplă în licee, mai ales în licee. Am fost și la învățător, și la gimnaziu, și la licee. Adică profesorii luptă în primul rând cu disciplina. Profesorul luptă în primul rând cu ignoranța. Și luptând azi cu ignoranță, ce se întâmplă, dragă Bogdan, ce se întâmplă în satul mare unde elevul dă în judecată școala pentru că i-a pus cameră de vedere în sala de clasă? Ce se întâmplă când profesorul dă în judecată tot acolo elevul? Adică relația dintre elev și profesor, relațiile nu sunt cele mai potrivite. Profesorii nu mai au suficient autoritate, elevii nu mai au suficient control din partea. Dar profesorul nu este girat cu autoritate, adică legea e puțin împotriva. Exact, sigur. Nota este autoritatea lui. El are nota. Eu am fost elev în anii 80-70 în care
se întâmpla foarte rar ca unul dintre profesori să folosească metode coercitive fizice, adică o palmă sau o urechială sau așa. Dar mi-aduc aminte că atitudinea noastră vis-a-vis de respectul pe care îl purtam profesorilor era una, în primul rând, prin a păstra liniștea, a saluta, a ne trage la o parte atunci când trecea profesorul prin hol, iar asta este total pe dos. Total pe dos și nu știu cărui fapt se datorează acest lucru. Odată, eu zic că e slabă, foarte slabă pregătirea profesorilor. Repet, din punct de vedere al relației comunicative cu elevii. Elevii, odată, ar trebui să fie tratați exact ca niște oameni maturi. Pentru că elevii, chiar dacă sunt copii, înțeleg bine ce este bine și ce este rău. Dacă tu ai o atitudine ostilă față de elev, elevul își dezvoltă și el rapid o atitudine ostilă. Deci nu mai există o colaborare corectă între profesor și elev, cum ar trebui să fie. Elevul culesc, plus că există și o complicitate, nu generalizez, între profesor și elevi. Profesorul vine, își pune poșeta în față, deschide cartea, manualul, mai citește, mai se uită pe telefon, mai este. Elevul la fel se uită pe telefon, mai copiază. O complicitate în ceea ce privește slaba pregătire din ambele părți. Da. Pentru că lucrurile astea trebuie spuse, având în vedere că trăim într-o realitate. Am scris foarte mult despre... Dar nu există o presă a învățământului, decât tribuna învățământului, una la București, care este gestionată de un director care și el e decan, adică e într-o funcție. Fiind într-o funcție, el nu poate să-și critique sistemul. Și atunci, această publicație este o publicație pro domo, pro sistem de învățământ, pro ministru. Niciun articol nu se ridică împotriva ministrului, împotriva sistemului. Cheamă inspectorii generali să scrie și aceștia, evident că scriu bine despre ce bine se întâmplă, ce bine funcționează sistemul de învățământ, ce bine funcționează școlile, ce bine, dar constatăm că atunci când absolvenții ajung în societate, deja se văd viciile și aberațiile din sistem. Da, de partea mea e gândul să mergem într-o zonă atât de analitică în ceea ce privește sistemul de învățământ, deși mi-a plăcut zona în care am deschis o răspântie a discuției. Domnule profesor, pentru că ne apropiem cu pași repede, adică în 4 zile de Ziua Culturii Naționale, respectiv celebrăm nașterea poetului fără de pereche Mihai Eminescu în 15 ianuarie. Se împlinesc 173 de ani de la nașterea marelui poet român. Aș vrea să facem o mică incursiune, atât cât ne permite momentul acesta, tot așa, o nișă a discuției noastre, spre ceea ce a însemnat el în conștiința noastră, națională, literară, de creație. Da. De vreo 12 ani sau 13 ani, cred că s-a decretat Ziua Culturii Naționale. Și atât de inspirați... Nu e o coincidență. Da? Nu e o coincidență. Nu e o coincidență și atât de bine că s-a stabilit data nașterii lui Eminescu să fie această zi. Așa se întâmplă și în Portugalia și în Spania, mi se pare tot așa, pornind de la Cervantes și încă un poet. Un exemplu bun, un model bun. Da. Acum, de ce Eminescu s-ar întreba oricine? Pentru că Eminescu se află la temelia culturii naționale. Am zis culturii, nu a poeziei, sau și a poeziei, și a prozei, și a teatrului, și a jurnalistice, a publicistice. Uite, s-a întâmplat un fenomen în anul 1850, în jurul anului 1850, când în cultura românească, ceea ce nu se întâmplă în anumite culturi decât foarte rar, s-au ivit deodată 4 genii. Eminescu, Creangă, Caragiale și Slavici. 4 genii. Unde se întâmplă ca dintr-o dată să se producă o explozie de genii? Dar aceste genii, în literatură, au pregătit geniile oarecum în alte domenii. Pentru că nu-l putem ignora nici pe Titu Maiorescu, în filosofie, în diplomație, în logică,
nici pe Cogălnicianu în diplomație, în politică, istorie, nici pe Cuza, nici pe ceilalți, nici măcar faptul că cultura românească a acceptat regalitatea atunci, a acceptat regalitatea, a fost un mare lucru, pentru că imediat au urmat și elementele care au dus la independența de stat a României. Deci asta a fost un moment benefic, un moment de aur a literaturii române. Acum, de ce Eminescu? Pentru că prima poezie a lui Eminescu a fost scrisă cu litere chirilice. Deci Eminescu a făcut prima revoluție în ceea ce privește limba română. El a trecut limba română prin, după 10 ani, când Eminescu avea așa, la litere latine. Scrierea limbii române cu litere latine. Apropo de temelia culturii. Da. Apoi, e mare lucru ca o limbă așa de tânără, avea, deci 1861 s-a trecut la limbă, cu o limbă așa de tânără să fie capabilă, să fie mânuită, în așa fel încât să genereze poezia eminesciană. Acum, când zic poezia eminesciană, să știți că mă refer numai la versurile, ci mă gândesc și la poezia din proză, poezia din teatru, poezia din filosofie. El are fragmentariu, un text extraordinar, cu multă filosofie. El a topit în cultura românească filosofia sanscrită, filosofia lui Hegel, a lui Kant, a lui Schopenhauer. Publicistica lui este o adevărată poezie. Uite, să luăm Călin, file de poveste. Numai începutul. Deci, cu o limbă foarte tânără, el reușește să spună așa: pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic. Acum urmează cuvântul. Rumenind străvechii codrii și castelul singuratic. O limbă tânără, proaspătă, încă în pantaloni scurți, aș spune, să fie capabilă să exprime asemenea: pe un deal răsare luna ca o vatră de jăratic, rumenind. Ce comparație! Ca să nu mai zic de Luceafăr și celelalte. Ai pregătit să citești ceva? Nu, am deschis la întâmplare. Da. Și întâmplarea a făcut, chiar întâmplarea, pentru că la pagina 191 vorbesc de ediția reproducerea ediției Princeps Poesii de Mihail Eminescu, carte oferită de către librăria Corina, astăzi pentru întâlnirea cu profesorul Antoni Lica. Am găsit o variantă pe de care eu nu știam că există un titlu ca acesta, și respectiv varianta aceleiași poezii. Dar bănuiesc că este varianta poeziei de dinainte, care se numește Mai am un singur dor. Da. Vă rog. Să o citesc eu? Toată? E lungă. Nu, Mai am un singur dor. Vă provoc în sensul ăsta pentru că mi-am dorit, apropo de faptul că erați un recitator al clasei, da, și ne îmbiați în a recita. Da. Varianta asta? Uh-huh. Mai am un singur dor. Două puncte. În liniștea serii să mă lăsați să mor la marginea mării. Să știi că tu ai citit-o mult mai bine decât mine. Eu las pe nu mă prinde asta. Să-mi fie somnul lin și codrul aproape, pe întinsele ape să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci mă împletiți un pat din tinere ramuri. Sar peste strofă. Cum doriți. Cu noi mai fi pribeag de atunci înainte, mor troienii cu drag aduceri aminte. Lucifer ce răsar din umbra de cetin, fiind un prieten, să zâmbească iar. Faceme de patim al mării aspru cânt și eu voi fi pământ în singurătate. De ce ați sărit peste partea aceea? Era prea lungă. Pentru că mă gândeam la un alt text. A fost absolut la întâmplare, n-am pus niciun semn de carte. Dacă până mai zic eu ceva, cauți floare albastră sau dorința. 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 Că-s poezii. Față de dumneavoastră trebuie să-mi pun ochelarii. Da? Da.
Dar pot să spun eu da. Care e strofa. La, ai zis că Zoli Lovaș e mai mic decât tine. Da, a, așa. Deci odată am recitat așa. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul, ți-o-i desprinde de aur părul și așa mai departe. Și reiau eu. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul și am comentat eu. Ei, pe dracul, de-a soarelui căldură? Mă referam la faptul că era într-un moment de eros da, frumos. Da. Am găsit dorința. Dorința. Dorința este o poezie profundă a lui Eminescu, deși pare foarte simplă. Deși pare foarte simplă? Cu da, un, da, că e de inspirație folclorică. Așa. Apoi cu Eminescu. Nu e prea bine să intrăm în biografia lui Eminescu. De ce? Pentru că s-au făcut multe mistificări legate de... Dar... Eu, săptămâna trecută, am trecut prin Blaj și am căutat statuia lui Eminescu de sus, de pe deal. Și l-am găsit pe Eminescu, așa, ca un zeu tânăr, foarte frumos, cu o mantie, deci chiar cu o mantie pe el, un fel de togă. De acolo el, când a colindat prin Blaj, zice, te salut din inimă, mică Romă. Cât de frumos, cât de profund era. El a fost adorabil pentru Maiorescu, pentru Ioan Slavici. Slavici a scris sub teatrul pe care îl conduci tu și care îi poartă numele, s-a întâlnit cu Eminescu și a fost prieten la Viena și Eminescu l-a învățat limba română, pentru că Slavici știa româna din Siria, el vorbea nemțește, vorbea ungurește, așa? Dar l-a învățat corect limba română și l-a îndemnat să scrie. Creangă, o prietenie fermecătoare au cultivat cei doi. Sau Veronica Micle, care l-a inspirat în multe dintre poezii, o iubire profundă, adâncă, o puritate exemplară a relației dintre cei doi. Și mai vin câte unul și îl vulgarizează existența lui cu relații nepotrivite. Nu, Eminescu este zeul pur al culturii și al literaturii române. Dar trebuie să crezi în el. Dacă vrei să vezi zâne, nu, dacă vrei să fii zânatic, trebuie să vezi zâne. Dacă vrei să crezi în valoarea... Zânatic și zânatic? Dacă vrei să, dacă vrei să crezi cu adevărat în valoarea lui Eminescu, trebuie să-l cunoști foarte bine și să ai încredere că ceea ce a făcut el pentru cultura românească a fost benefic din toate punctele de vedere. Nu l-a depășit nimeni încă în ceea ce privește personalitatea polivalentă. În poezie poate că Nichita Stănescu are o ascensiune de modernitate asupra lui. Dar în rest este adânc, e profund. Tot mai citesc, mai astras carte, spunea Vlahuță, deși ți-o știu pe din afară. Da, da, mana asta prea... Am observat un soi de ambalare, în sensul bun al cuvântului, când e vorba de în momentul Eminescu, când da. Ați intrat în teritoriul Eminescu. Și nu face decât să îmi placă. E un sos plăcut al discuției. Folosesc o metaforă, spun în sos. Nu este niciun sos aici, practic e o discuție care îmi place să cred că este una vie și plină de conținut. Domnule profesor, ar trebui puțin să ne întoarcem într-o zonă a discuției legată de importanța limbii pentru un popor. A cunoașterii ei, a însușirii ei, a folosinței ei și practic a mândriei că o poți avea. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, ci vreau să mergem puțin la ceea ce înseamnă esența. Da. Păi, cred că limba este principalul element de identitate a unui popor. Sigur că putem vorbi de poporul român cu cetățeni care vorbesc limba română, limba maghiară, limba germană, limba sârbă și mai departe. Dar limba este elementul de identitate. Limba este o structură.
În momentul în care limba ajunge să fie folosită de mine, de tine, de Cristian sau de celălalt, ea devine limbaj. Limbajul însă are două înfățișări. Limbajul care asigură comunicarea dintre noi, care poate să fie ce faci, unde mergi, cum te duci, dar are și cealaltă înfățișare artistică. E ca și cum ai vedea un om îmbrăcat în haine de lucru, adică ce faci, unde mergi, și îl vezi îmbrăcat în haină de cufrac, în ținută de sărbătoare, în ținută de teatru, așa, atunci este limba artistică. Sigur că noi limba artistică nu o folosim uzual între noi, dar o folosim, dar limba artistică alimentează farmecul limbajului comun. Dacă zicem ce faci frumoaso, e altceva decât ce faci femeie, femeio. Deci e o interferență permanentă între limbajul comun, limbajul obișnuit, de comunicare, de relaționare și celălalt tip de limbaj. Deci limba ne identifică. În momentul în care nu vorbești corect, înseamnă că nici gândirea nu este suficient de limpede. Nu mă refer la micile greșeli de acord, dar să găsești întotdeauna cuvântul, Eminescu spunea, ce exprimă adevărul. O minte limpede asigură un limbaj coerent, dar e și invers valabil. Un limbaj coerent asigură și o gândire coerentă, o gândire limpede. Deci limba română, limba pe care o vorbim, este elementul prin care eu mă identific. Chestiunea este ce se întâmplă acum când limba europeană devine alta decât limba națională. Nu știu până unde se va merge. S-ar putea la un moment dat ca limbile naționale să piardă din autoritatea aceasta. Dar când se pierde, înseamnă că se pierde și statutul de național și statutul de identitate de altă natură. Da, sunt multe lucruri care trebuie discutate în acest sens, pentru că la un moment dat te întrebi, tu filolog, tu umanist, tu întrebuințător al limbii tale, prin felul în care, să zicem, ți-ai format bagajul de lectură, prin felul în care vorbești limba română corect, astăzi ce se mai întâmplă vis-a-vis de oamenii care folosesc limba, și vorbesc aici de tineri și foarte, foarte tineri elevi, astăzi într-un proces aproape de deconstrucție a ceea ce înseamnă folosința limbii. Aceste mijloace de comunicare pe care le folosim în fiecare zi sunt instrumente de scris, de fapt, sau și de scris, de comunicare, dar din păcate una deficitară, defectuoasă. Ce părere aveți despre această tendință? Părerea mea este că uneori tinerii se și joacă. Dar poți să te joci, să folosești prescurtări, să zici T-E în loc de te iubesc sau S-R-T în loc de te sărut și așa mai departe. Sau, e limba română codificată. Așa, și codificată. Abreviată. Și o comunicare mult mai rapidă. Chestiunea este că dacă te joci pentru a comunica, dar în spatele jocului se află totuși o știință a limbajului, o știință a vorbirii, e altceva. Dar când devine important jocul ăsta, atunci, pentru un individ, atunci putem zice că nu e normal. Deci nu e o situație normală. Deci dacă știi să vorbești corect și mai folosești din când în când asemenea prescurtări în limbaj, P, T în loc de pentru și așa mai departe, asta nu e o problemă. Că uneori, repet, e un joc de a vorbitul. Vorbi mai repede. Comunicăm mai repede și mai multe. Da, repet, să nu devină un fenomen fără suport, hai să-l numești științific, fără, deci să știi corect limba română, corect, nu chiar după gramatică, dar să știi să vorbești coerent, să ții un discurs, să vorbești limpede când se impune. Că așa pe stradă, cu șoferii, mai vorbim în limbajul nostru sau noi, asta e altceva. Deci să existe și un fond structural exact și cât mai aproape de corectitudine. Asta e.
o opinie. Domnule profesor, am discutat oarecum despre literatură, despre pedagogie, despre sistemul de învățământ, despre începuturile noastre, dar haideți să discutăm acum despre prezent. Ce face profesorul Anton Ilică astăzi din punct de vedere social, din punct de vedere particular, din punct de vedere al familiei? Păi, cred că v-am spus că familia... Mi-a spus înainte de a începe live-ul. Mi-a spus înainte. Da, da. Familia este în America. Mm. Mergem destul de des în America. Iar cât rămân în țară, mă ocup de publicistică și de sport. Deci am ceea aici ce mi-a spus mama. Aici. Ai grijă de corp și ai grijă de minte. Aici am vrut să ajung. Știu că sunteți un practician al tenisului de câmp. Da. Fac de două ori pe săptămână. N-ați racheta deoparte. Tenis de câmp. Anul trecut mi-am vândut ATV-ul. Mergeam prea pe toate pădurile și le-am colindat pe toate și așa că am renunțat la el și pentru că nu mi-am făcut o trupă cu care să mai mergem pe păduri. Sâmbătă mă duc deci la ski. Deci mergeați pe păduri, nu pe pustii. Da. Sâmbătă mă duc la ski la Copa Onic în Serbia și mai avem o sesiune de ski. Cum e la Copa Onic? A nins ieri. Ieri și astăzi, că am amânat. Dar e excepțional, sunt vreo 52 de pârtii, sunt mulți kilometri, bine întreținut, foarte ieftin, ne simțim foarte bine, suntem o gașcă, scuzeți cuvântul, gașcă de vreo 18 care mergem și e foarte bine. Sunteți un grup sudat care probabil vă simțiți bine împreună și vă petreceți un timp de calitate în contextul sportului de iarnă? Da. Fac acum o fandare spre o altă zonă și am vrut să vă întreb, pentru că la început vorbeați despre locul de origine, de unde veniți, de lângă Buteni. N-am reținut localitatea. Beliu, pardon, da. Beliu, dar a spus o altă localitate cu T, Tăgădău. Tăgădău, Tăgădău. Da. Cât de mare era orașul Arad pentru dumneavoastră atunci? Cred că am fost impresionat, speriat de Arad. Noi am venit cu pantaloni cârpiți în genunchi, așa, și așa, cu pantofi tălpăliți, adică pusă talpă, și pentru mine a fost o impresie. Eu nu puteam să înțeleg când am venit de la gară cum se deschid ușile la tramvai singure. Și tot mă uitam să văd cine le deschide, cine le închide și nu. Da, a fost, pentru că până atunci, până la 14 ani, eu n-am plecat din zona noastră. Nici măcar până la Ineu. Nu se... Da, orașul a fost impresionant, însă m-a adaptat foarte ușor pentru că știam că nu am altă variantă. Era rușinea morală, rurală, adică cum să revii acasă și să spui nu mai merg la oraș dacă... Și m-am adaptat din mers. Practic ați plecat din județul Arad, ați ajuns în Arad, v-ați format la Timișoara, v-ați întors la Arad. De ce n-ați plecat niciodată din Arad? Pentru că m-am măsurat de vreme. M-am măsurat la 19 ani, cu o oră de ancă și foarte nu m-am mai putut deplasa de aici. Asta era o întrebare care mie îmi place să o pun tuturor celor care n-am părăsit orașul și pentru că sunt exemple nenumărate a unora care au plecat, oameni de valoare care au dovedit că sunt de valoare și în alte părți și ne-au revenit. Noi, unii, am rămas aici să păstrăm oarecum... Și tu ești. Da, să păstrăm o tradiție a conservatorismului arădean și a faptului că suntem oamenii cetății și îmi place mie să cred că unii dintre noi dăm și valoare orașului. Orașul Arad de astăzi mai este orașul Arad de ieri? Da. Sau cât mai este din orașul? Ca să poți să judeci, judeci un oraș sau o comunitate, e nevoie să te detașezi puțin. Adică să pleci o perioadă de timp și să revii. Noi care am trăit mereu în această comunitate, suntem membrii ei, suntem membrii componenței ei și orice ai spune, bun sau rău, ai contribuit într-un fel sau altul la această calificare. Deci n-aș putea să spun, pentru că oamenii sunt tot mai nemulțumiți de ceea ce va urma și sunt mulțumiți de ceea ce au fost. Adică conservatorismul se topește în ceea ce se numește vârstă. Când ești tânăr, orașul Arad este foarte frumos, extraordinar de frumos, deosebit de... pentru că
tu ești tânăr. Ți s-a părut că orașul e tânăr pentru că tu ai fost foarte tânăr. După aceea, orașul ți se pare că a intrat într-un convenționalism bizar, ciudat, pe care nu-l înțelegi. Eu mă străduiesc să înțeleg, așa, și să contribui, dar nu pot să pricep anumite, hai să zic, efuziuni politice care îmi depășesc mie capacitatea de înțelegere. Numai atâta zic. Da, e un mod de a ne exprima deschis. Nu avem, practic, rigori în ceea ce privește exprimarea. Nu vreau să vă antrenez în a avea alte păreri decât cele pe care le exprimați. Eu aș mai avea încă o întrebare legată de faptul că într-o stratificare a societății se observă că există de la oameni înstăriți, dacă vorbesc de starea materială, la o stratificare în ceea ce privește categoriile sociale. Intelectualitatea astăzi în România mai reprezintă o clasă care să aibă un cuvânt greu de spus sau practic rând pe rând, odată cu schimbările tehnologice, cu avansul, cu modernitatea, cu viteza, ea s-a cam topit? Sunt sigur că cine pune o întrebare are și răspunsul și sunt sigur că la această întrebare pe care ai pus-o ai și răspunsul. Iar răspunsul ar coincide chiar cu al meu. Din păcate, intelectualitatea nu mai are aceeași putere de convingere și de a fi model pentru societate pe care a avut-o cândva. Mă refer mai ales la perioada interbelică. În perioada interbelică a fost o intelectualitate absolut model din toate punctele de vedere și influența mersul în bine al societății. Acum vorbim de o intelectualitate destul de superficială. Niște străini care au vorbit de trădarea intelectualilor. Adică primii care trădează sunt intelectualii. Pe cine trădează? Trădează organizarea socială, structura societății, modul de funcționare a relațiilor statale și politice. Intelectualitatea, chiar dacă a ajuns într-o funcție, să zicem, de decizie, foarte repede devine influențabilă. Noi n-am avut un Havel care a fost și a reușit să democratizeze țara lui. Dar chiar dacă am avut oameni în zonă de decizie politică, acestea n-au fost cele mai obiective. Mi-amintesc de pildă de Nicolae Manolescu, actualul președinte al Uniunii Scriitorilor, care a înființat Alianța Civică, dar n-a rezistat mai mult de 2 ani. Deci acest partid care a ajuns în Parlament, dar n-a rezistat mai mult de 2 ani pentru că intelectualii nu au reușit să impună modul lor de gândire. Plus că am impresia că noi stăm destul... Intelectuali din zona de formație umanistă, pentru că intelectuali sunt și inginerii și arhitecții. Da. Am niște prieteni care sunt ingineri și care zic, bă, ce, noi nu suntem intelectuali. Da, păi sunt, nu. Și ei intelectuali. Eu știam că e. Intelectual este cel care a terminat o facultate. Cel puțin așa era pe vremea tinereții mele. Așa era, da. Dar acum, cine... Oricine termină o facultate. Da. Înseamnă că oricine se numește intelectual? Păi nu ar trebui să considerăm așa. Să știți că se propunea la un moment dat de către universitarii din Cluj și din București să se instituie o altă, încă o funcție, un fel de peste profesorii universitari doctori, încă o funcție prin care să se selecteze cu adevărat intelectualitatea. Vedeți că acum și la nivel de academie, președinți și așa mai departe, ajung cu oameni contestabili. Cândva nici vorbă să contești un academician. Acum președintele Academiei este contestat de chiar membrii Academiei și de ceilalți, pentru... nu știu ce atitudine și cum. Pentru mine e un om destul de onest. Așa. Deci, intelectualitatea nu are manifestarea unui comportament. Nu mai folosesc cuvântul comportament, pentru că oamenii s-ar putea să înțeleagă comportament morală. Da, da. Dar nu o leg de morală, ci în general de activitatea omului, de elită. Deci nu au un comportament care să intre în zona elitismului.
cum au fost Bonoar, Solomon, Marcus, cum a fost în perioada interbelică Lucian Blaga, cum au fost poate chiar Tudor Arghezi, Pepe Negulescu și alții. Ca să nu mai zic ce se poate întâmpla, Bogdan, când nu știu care vor să demonteze statuia filozofului Mircea Vulcănescu, pentru că el a fost în guvernul nu mai știu care într-o anumită perioadă. Adică e o statuie a unui intelectual, mare filozof, mare gânditor, mare logician, cu operă fundamentală, i-au ridicat o statuie, foarte bine. Acum vor să o dărâme pentru că el a fost șovin sau nu știu dacă... Da, am fost la curent mai săptămâna trecută. Asta înseamnă hai să zic, agresivitatea unei părți a societății împotriva intelectualilor. Și nici n-au posibilitate să se apere. De ce? N-au argumente. Un intelectual foarte puternic, foarte bine pus la punct, el se poate apăra. Dar intelectualitatea actuală este destul de vulnerabilă. Pentru că suntem într-o societate în care predomină spiritul contestatar și nu mai există practic o zonă de ierarhizare, astfel încât probabil putem să ne gândim la faptul că un model există sau nu mai există, sau dacă există model. În același timp, cred că ar mai trebui spus ceva. Spiritul acesta contestatar, practic, spulberă și definiția valorii. Atunci, care este valoarea care definește societatea românească astăzi, în 2023, și care este de necontestat? Grea întrebare, pentru că în primul rând ar trebui să remodelăm noțiunea de valoare și calitate. În al doilea rând, valoarea ar trebui să fie un element de stabilitate. Pentru că sunt valori perene. Cum a fost până nu știu când, patriotismul. E o valoare perenă. Valori nu perene, valori de gradul 2. Ar fi cele de moralitate, de respect pentru, de comportament, aici intră comportament, de moralitate, de respect pentru frumos și pentru cunoaștere. Și sunt celelalte valori, cum ar fi democrația, demnitatea, respectul față de părinți, credința, așa mai departe. Deci, între acestea, care ar trebui să le punem pe prim plan și care pe al doilea plan? Dacă ne-am luat pe noi, oricare, pe tine, pe mine, pe Cristi, și ne-am pune, dintre valorile astea, câte dintre ele se potrivesc cu mine? E foarte greu de stabilit. Deci, ideea de valoare ar trebui să contureze personalitatea unui individ cu cât mai multe pozitivități. Dintre cele care le-am enumerat, dragostea pentru bine, dragostea pentru familie, familie, da, este o valoare, da, dragostea pentru familie, dragostea pentru om, pentru celălalt, comportamentul asertiv, adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, dragostea pentru adevăr, pentru dreptate, pentru... Astea sunt valorile adevărate. Mi-e greu să cred că cineva... Cinste, demnitate. Mi-e greu să cred că cineva se poate echilibra în raport cu toate aceste valori. Deci nu știu, mi-ar fi foarte greu să fac acest lucru. Eu cred că tot ce ați enumerat până acum sunt valori, ca termen și ca, din punct de vedere conceptual, care de multe ori ele nici măcar nu mai sunt cunoscute din punct de vedere a noțiunilor. Dapoi să fie însușite de cineva și materializate, recunoscute. Nu vreau să fiu un contestatar a ceea ce se întâmplă astăzi în societate, dar văd că față de ceea ce a însemnat generațiile trecute, în perioadele acelea și în perioadele care s-au scurs, astăzi lucrurile se degradează din ce în ce mai mult, iar valorile nu mai sunt cunoscute, nu mai vorbesc de recunoscute. Da, să știți că și generația actuală are câteva valori pe care nu le înțelegem.
De pildă, capacitatea de a, schimba jobul. Capacitatea de a conduce în același timp două, trei joburi. Capacitatea de a se adapta rapid la o nouă realitate. Sunt niște valori extra, capacitatea de a asimila trăsăturile de personalitate ale altuia, ale altui popor, ale altui grup național. Iar dacă ai zis de modele, da, ne lipsesc modelele. Nici părinții nu mai pot fi în totalitate modele, nici bunicii nu mai pot fi modele, nici măcar societatea nu ne oferă suficiente modele pe care să le avem în vedere. De aceea tânăra generație, de la copii până la când își formează personalitatea, ei sunt în căutare de modele. Negăsind, încearcă să își construiască pe sine, să fie el însuși model pentru sine. Dar nu întotdeauna se nimerește bine. De aceea iată că societatea este străbătută de conflicte, să luăm cu războiul. Societatea este împărțită în fel și chip. Să luăm cu virusurile și cu celelalte. Să luăm conflictele. Vedeți, nu e posibil ca astăzi să treacă unul cu mașina pe aici, să zicem, altul depășește și îl înjură sau îl tamponează sau așa mai departe. Sunt niște lucruri care n-au ce căuta într-o societate normală. Și vedeți, pe măsură ce mergem spre est, relațiile acestea dintre oameni sunt tot mai degradate. Deci acum mă gândesc că și în America se produc atâtea crime, că accesul la arme permite acest lucru, atâtea crime și atâtea... Acolo, între, cum ar veni, gând și finalitate, nu mai este înjurătura, este armă. Da. Domnule profesor, suntem chiar la final. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația. Eu am simțit deosebit de bine pentru ceea ce s-a născut din discuția noastră, pentru că sunt convins că am născut niște concluzii din subiectele pe care le-am abordat. Am să mai fac mențiunea că pentru această seară Literatura română sub comunism este cartea pe care librăria Corina ne-a întins-o spre a o prezenta în această ediție de podcast. Am să trec foarte pe scurt prin sinopsisul care este pe coperta finală. Volum de istorie literară sui generis, cartea urmărește evoluția fenomenului artistic românesc în condițiile tragice ale unei societăți opresive și oferturile excepționale ale scriitorilor români de a face să funcționeze cu cât mai puține concesii instituția literaturii. Ce frumos sună! Studiul tratează cele 5 etape distincte, decelate de critic, în evoluția literaturii în perioada comunistă, prima perioadă 1948-1953, se încheie cu moartea lui Stalin. A doua, numită etapa destalinizării formale, 1953-1957, se termină violent odată cu Revoluția din Ungaria. A urmat o nouă etapă, 1957-1964, de reîndoctrinare și de procese politice, care au răspândit teroarea printre intelectuali. În perioada următoare, 64-71, de liberalizare diversionistă, s-a declanșat un proces de recuperare a literaturii române și de refacere a experiențelor interbelice. Aceasta s-a sfârșit cu tentativa lui Nicolae Ceaușescu de reîndoctrinare ideologică prin lansarea tezelor din iulie 1971. Ultima etapă, 1971-1989, s-a încheiat odată cu căderea comunismului. Așadar, literatura română sub comunism. Mai pot să spun ceva? Da. Eugen Negrici este profesor universitar la Craiova, la Universitatea din Craiova. Literatura română sub comunism, trebuie să înțelegem un lucru. Ce s-ar fi întâmplat dacă scriitorii n-ar fi existat în această perioadă? Deci 50 de ani n-ar fi existat o literatură. Că au făcut compromisuri mulți, au făcut compromisuri. Dar printre compromisuri s-au strecurat și câteva valori pentru care l-am pomenit eu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, în teatru, la voi, foarte multe valori s-au strecurat printre ideologii de astea destul de tulburate. Dar au făcut și ei concesii. Însă, cu toate aceste concesii, literatura română a avut continuitate. Și că actuala generație, după 90, are asigurat leantul cu perioada eminesciană, cu perioada lui Blaga, perioada interbelică, așa. Deci avem o literatură coerentă chiar în aceste condiții. Domnule profesor, chiar suntem la final. Înainte de a ne lua rămas bun, e întrebarea pe care o adresez tuturor celor care îmi calcă pragul acesta de pe Lucian Blaga numărul 9.
Suntem în fața, în spatele unei ferestre. Podcastul se numește În vitrină. Cum e răspunsul la întrebarea în vitrină sau în fața ei? Unde credeți că vă situați? E un joc de cuvinte. În poate fi. Da, în vitrină sau în fața vitrinei. Păi eu cred că suntem în vitrină, nu? Dumneavoastră. Eu. Și am scăpat fără să fiu întrebat. Nimic. Da. Suntem la final. Da. Mulțumesc, e ziua mulțumescului, da, mulțumesc pentru invitație, m-am simțit foarte bine și am vorbit multe lucruri, poate că unele prea curajoase, deși dacă nici acum nu avem curajul să spunem lucrurilor pe nume sau să ne spunem o opinie, atunci când? Cred că nimic nu poate să fie suspectat a fi curajos dacă o spui cu decență, cu onestitate și cu adevăr. Dragi prieteni, îi mulțumesc profesorului Antoni Lica pentru faptul că a fost alături de noi. Le mulțumesc tuturor celor care sprijină podcastul meu, respectiv Sistemul Medical MedLife Genesis, alături de Agenția Imobiliară Acasă, Vatra Caldă, care ne oferă aici, ca de obicei, pe lângă coloristică și mirosurile îmbietoare, niște produse deosebite de patiserie din zona cofetăriei, adică dulciuri. De asemenea, mai sunt alături de noi Crama Mini și Măderat, Balo Agheza, Vali Cioban, Chic by Vali Cioban, Agenția Imobiliară Acasă, am spus, BioSuites și Quartetul Adagio, Librăria Corina, pe care am menționat-o în mai multe rânduri pe parcursul podcastului. Eu ar trebui să vă mai spun următoarele lucruri. Mâine la radio, la Joy FM, la 14 și până la 16 la Drive PM la Joy FM, o am invitată pe realizatoarea TV și radio, Liana Stanciu, cu care voi purta un dialog preț de jumătate de oră privind activitatea dânsei și a noastră, celor care facem media. De asemenea, luni, în data de 16 ianuarie, dacă nu mă înșel, o zi după Ziua Culturii Naționale, Universitatea de Vest Vasile Goldiș decernează unul dintre premiile cele mai importante pe care le face în Luna Culturii, Teatrului Clasic Ioan Slaviș, pentru activitatea prodigioasă și pentru care le mulțumim. Și de asemenea, noi o să ne îndreptăm atenția rând pe rând, odată cu data de 1 februarie, când vom înregistra un podcast în vitrină în Timișoara cu primarul Dominic Fritz în legătură cu Capitala Europeană a Culturii 2023 Timișoara. V-am spus multe informații, stați cu ochii pe noi, stați în vitrină, stați la Strada TV, stați pe Joy FM, pentru că avem ce să vă spunem. Toate cele bune! Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut.